Câteva ore, atât a durat demontarea globurilor, instalațiilor luminoase și a ramurilor pomului de Crăciun din piața Marii Adunări Naționale. În dimineața zilei, 12 muncitori de la Spații Verzi le-au adunat, selectat și depozitat în cutii pentru noul an. Dacă montarea bradului artificial de Crăciun a durat câteva zile, demontarea pomului, despodobirea și colectarea ramurilor doar câteva ore. Asemeni unor acrobați, 12 muncitori de la Spații Verzi au urcat la înălțime și au adunat globurile. Jucăriile vor fi depozitate, iar cele care s-au stricat din cauza vântului sau în momentul despodobirii vor fi aruncate. Am început lucrarea astăzi la ora 8 dimineața. Și aici a jos parcă ne pare o leacă că nu e atât de frig, dar sus e mai frig. Manușile s-au udat și din cauza asta scăpăm. S-au scăpat jucării, s-au scăpat câteva zeci de jucării, poate 20-30 jucării s-au scăpat jos. Pierderea nu e atât de mare. Ramurile le tot așa le colectăm, le selectăm, le legăm în legături, le depozităm la depozit, carcasul tot așa îl depozităm și la anul iarăși o să-l folosim. Vor mai fi procurate noi, sigur că... Așa este, dintre este de toți le folosim. Pomul artificial de Crăciun are 20 de metri și a fost procurat în 2018. Cele aproximativ 1500 de globuri au costat municipalitatea în jur de 35.000 de lei.